Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița au desfășurat o razie pe raza localităților Mătăsaru și Măgoșani luni dimineața. În cadrul acțiunii au fost angrenați 66 de polițiști, 80 de jandarmi și 4 grupe de luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale. Au fost efectuate 3 percheziții domiciliare la persoane bănuite de săvârșirea infracțiunilor de violare de domiciliu, distrugere, tulburarea ordinii și liniștii publice și lovire sau alte violențe. Totul ar fi pornit de la o fată. Pe data de 1 martie, în timpul unei sărbători țigănești, pe fondul băuturilor alcoolice, a izbucnit un conflict între două grupări de romi. După ce s-au luat la bătaie cu pietre, bâte, topoare și tot ce au găsit la îndemână, au sunat la 112 să ceară ajutorul ambulanței. Ajunsă la fața locului, în timpul altercației, ambulanța smurță a ales cu un geam spart. Poliția a deschis un dosar penal, a identificat părțile implicate în scandal și marți dimineața a organizat razia. În final au fost puse în executare 16 mandate de aducere, persoanele depistate fiind conduse la sediul Poliției Orașului Găiești pentru dispunerea unor măsuri legale.